Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi o să ne omorâm profesorul, că tot probabil aveți și voi boală pe profesor cum am eu. Ne vom juca Don't Wake Your Teacher. Vezi că ai puțin engleză pe la colțul gurii. Probabil că unii au mai jucat varianta cu ex-ul și boss-ul. Noi vom juca cu profesorul, hai să-i dăm play. Bun, și avem mai multe instrumente de tortură pe aici pe lângă noi. Așa. Hai să vedem cu ce să începem. Mamă, câte aveam la îndemână. Mă, eu de felul meu când eram pe la școală mai dădeam cu scaunul pe colegi, așa că vom începe cu scaunul. Și... PUAC! A lăsat fără dinții în gură. Dă-i că nu dai în măta, dă-i! Așa. Asta mai bine cum sare și pe el așa. Și ghiuzdanul și-a plecat. Cel mai tare copil. Hai să-i dăm. Next. Deci una din 13 am folosit. Deci am folosit scaunul. Hai să-l batem cu ghiuzdanul să vedem ce se poate întâmpla. Un cadou. Ce asta, o brichetă? A, cred că știu ce urmează. La prăjit, gata. A căzut și spray-ul pe el. Pac! Ma, copii, nu încercați așa ceva. Doar dacă filmați. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Ce e asta? Creion? Stilou? Înjung el cu creion și-o fi ăla. Mi-amintește mine când mai îmi zgâriam colegii cu compasul. Așa, dă-i că nu dai în măta. Da, dar lași urme așa. Bine, cam cu toate astea ce sunt aici lași urme. Deci mai e pe aici? O foarfecă. Tot așa îl zgârie cu foarfeca. Te ia foarfecă. Bă, dar poate o foarfecă să taie așa de bine? Mie îmi convine. Capsator ce face? A, îl bați cu capsatorul doar. Ziceam că îi capsează buzele sau nu știu. A, îi bagă acum capse în frunte. Să ne mai țin de asta după ore acum. Ma, next. Ce mai e? Cafeaua nu, laptopul nu, cartea nu, ghiveciu. Hai să ne cu ghiveciu ce-i dăm. Atât scheme ce are. Poc! Și acum îi dă așa ca să-i rămână în gât bucata aia de vază, am înțeles. Da, mă, dar nu cred că l-a omorât destul așa. Adică nu i-a dat că să-l omoare. Hai să ne ce mai e pe aici. Tablou ăsta nu. Buretele? Nu. Priza? Putem folosi priza. Hai, Cristi priza style. Mi se pare că ăștia de la SWAT mai au o armă sau ceva de genul. Ca un fel de sârmă cu mânere. Și gen te prinde din spate și te strangulează, dar fiind sârma subțire și foarte oțeloasă, îți taie gâtul. Cu o daia trebuie să veniți la școală, nu cu un cablu de ăsta. Bun, scorul 7 din 13, ce mai avem? Albinele astea sau ce-o să fie. Poac! L-atac albinele acum. Și alerge la albine sau... A, sare pe geam. Și... Pac, super kick. Cred că e cea mai nașpa și-a rupt toate oasele din el. Să fie și o școală de aia cu... Să fie căuți de la etajul 3-4. Nu știu dacă avem școală așa de mari în țară. Hai să vedem ce mai avem. Ăsta așa... umbrela, Rihanna, că parcă aia avea un bel denumită umbrela. Dar chiar poate să fie o umbrela așa de ascuțită? Mă, jocul ăsta mă reprezintă. Să fie ăsta dirigintă-mi, mamă, cu plăcere, îi dădeam. Fostul diriginte. I-am dat cu ghiozdanul, i-am dat, de ce mai pe aici? O carte, hai că-i dăm așa.
Na, ne mai dai tu teme din culegeri? Poac! I-a dat peste mână. Poac! 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 Dă-i! Dă-i! Dă-i că nu dai măta! Dă-i! Dă-i! Dă-i din partea mea! Și... ai obosit? Dă-i și că nu ți-a motivat o absență! Așa! Și că ți-a dat un 2! M-ai spus că prima notă la școală, prima mea notă din liceu a fost un 3 pe care mi l-a trecut de-abia pe semestrul 2? Bun, hai să vedem. Astea nu, globul nu, lipiciu. Nu, scan i-am dat, găleata asta nu. Pompa, hai cu pompa. Sau gaz ce asta? Umflă-l, 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 gazează-l ca pe protestatare, așa. Și acum, hai, Superman Punch! Puff! Gata, ăla a fost. Și văd că mai avem două arme. Hai că bâta o las la final, că e mai clasică. Hai să jucăm cu Thermos, Chainic, ce-o fi asta? Pac s-a împiedicat. Pac! Dă-i! Dă-i cu Thermosul, dă-i! Dă-i! Cred că ăsta e jocul meu preferat, începând de azi. Toarnă pe lapa fiartă. Dar ce chill pleacă copilul ăla fără niciun stres, așa că eu stai s-a dus. Și hai să-i dăm și cu bâta. Poac! Uite-l cum sare pe el. S-a rupt și bâta. Gata, ăsta a fost și profesorul. Main menu, play, hai, main menu, dă-mă în main menu. Acum ci că-și face temele. Ce teme că nu mai are profesor? Ah, ca să nu dea de bănuit. Ma, deci îi arunci așa cu o riglă și îi spargi capul. Dar îmi place cum se uită toți copiii cu ochii beliți. Numai ăsta care i-a dat cu rigla, e ceva gen... hai mă, nu mai mă vreodată. Da. Mă, eu sper că v-a plăcut joculetele ăsta în care îți omori profesorul. Dacă mai știți joculețe de genul și vreți să mai joc din astea așa în care îți omori profesorul sau cine mai știe pe cine, să-mi lăsați un comentariu. Cam atât pentru astăzi. Ne vom auzi probabil data viitoare. Hai. Ciao, les.